Ai, că am aflat aici despre tot felul de emoții. Emoții legate de întâlnirea cu muzica, emoții legate de întâlnirea cu o profesoară, emoții legate... Emoții. Tu când ai emoții? E o profesie în care fenomenul emoției e foarte încercat și foarte prezent. Uh-huh. E o profesie care fără emoții nu se poate face. Și este o profesie în care emoția poate deveni o armă foarte... foarte puternică pentru un actor care știe să o stăpânească și o transformă, o construiește. Deci emoția e benefică în profesia mea. Și emoția este și a celor care de fiecare dată se întâlnesc cu voi atunci când ei se încarcă cu emoția voastră. Exact. Știu că cele mai frumoase amintiri ale vieții tale sunt amintirile din copilărie, așa, ca o copilărie din creangă, și tocmai de asta vreau să te provoc, măcar la început, să-mi spui o amintire frumoasă din copilărie, mai ales că ne apropiem de Paște și amintirile tale sunt sigur legate și de mirosul de cozonac și așa mai departe. Într-adevăr, când te naști în Bucovina, toate lucrurile capătă, într-adevăr, dimensiuni de poveste, de Sadoveanu, de Creangă, de Eminescu, de toate aceste amintiri sunt extraordinare, pentru că Bucovina rămâne fără doar și poate o zonă absolut specială. Uh-huh. Și având șansa să mă nasc undeva pe strada Mirăuț, lângă biserica, cu același nume unde a fost miruit Ștefan cel Mare, iar curtea grădinii bătrânești se termina chiar sub zidurile cetății, imaginați-vă ce loc de joacă nebun să fii toată ziua pe zidurile cetății lui Ștefan, cu săbii de lemn, cu arcuri și alte prostii, și să te bucuri de tot ce înseamnă o copilărie adevărată, cu o familie frumoasă, niște oameni normali, cu o surioară superbă, care era cu 6 ani mai mare ca mine, e cu 6 ani mai mare, îndrăgostit de toate colegele ei. Bineînțeles, eram alungat de la taclalele fetelor. Așa, atunci spunem concret o amintire de vară și una de iarnă, de aici, din zonele astea superbe. Amintirea de vară... Sau de primăvară, că uite-i Paștele. Eram morcoveață, mi se spunea, pentru că eram un băiat roșcat, plin de pistrui, care alergam toate animăluțele cu săbile și cu săgețile mele care băgau spaima în ele, și cu mama, care bineînțeles încerca să mă recupereze de prin copaci sau de pe unde eram. Și bineînțeles că întotdeauna eram zgâriat, julit, cum spun eu, belit pe râpă. Și iarna, un săniuș ceva. Iarna, strada noastră, strada Mirăuț, era cel mai fantastic săniuș, pentru că pleca undeva din șosea și timp de 3 km, cu toate virajele necesare, ajungeai până pe malul râului Suceava. Și într-o zi mi-am luat un vecin care eu n-am observat că este bine făcut drăguțul de el, se oprise pe la câteva cârciumi. L-am așezat pe sanie și în cea mai cumplită curbă a drumului, el bineînțeles că nu m-a ajutat deloc, am intrat în cel mai mare și adânc șanț, iar domnul Camilar, Dumnezeu să-l odihnească, a aterizat în fundul grădinii lui, l-am depus exact în fundul grădinii lui, cu cojocica lui, care n-am să uit cât trăiesc, că toată a fost găurită de ciuclejii, cum ne spunem noi, la vârfurile alea de porumb rămase în zăpadă, a fost găurită, ciuruită. El mi-a mulțumit, a fost foarte încântat de viteză și de cât de frumos l-am depus eu în fundul grădinii. Și astăzi, când mă întâlnesc cu el, mi-amintește că îi datorez o cojocică care după aceea n-a mai putut fi purtată. Până la urmă, văd că de fiecare dată evenimentele sunt la tine cu pățanii, da. Și tot cu o pățanie a fost și intrarea la teatru, sau, de fapt, nu intrarea la teatru, cât gândul de a da la teatru. E adevărat. Sau sfatul, nu? Mă refer la scrumiera aceea aruncată pe geam. Ne povestești despre ea? Da. Aia, bineînțeles că a fost autorul moral al acestei încercări a mele cu Institutul de Teatru, se numește Răducu Iscu, și el mi-a vorbit pentru prima oară un actor mai puțin cunoscut al Naționalului, Ieșan, nu? Mai puțin cunoscut, a fost chiar la Naționalul Bucureștean, s-a retras drăguțul de el și îl salut cu mare drag ocazia asta.
În schimb, el mi-a vorbit de acest extraordinar actor care s-a numit Petre Gheorghiu, Dumnezeu să-l odihnească, și care are pe conștiință, în ghilimele, generații de actori cu care teatrele țării se laudă. Era un actor deosebit și un profesor extraordinar, pentru că foarte rar harul de actor nu se pupă cu cel de profesor. La Petrică Gheorghiu lucrurile erau frumos îmbinate și el a fost unul din cei, după părerea mea, unul din cei mai mari pedagogi. Lucra acasă, lucra în fiecare an, avea un grup de studenți care de regulă intrau toți. Aveau procentele cele mai fantastice. Dintr-un băiat care împiedicat, plin de emoții, cu o vorbire molcomă de bucovinean, a reușit într-o vară să mă transforme și să intru cu media cea mai mare. A fost o lovitură, ca să spun așa. Și unde este locul scrumierii în această locul poveste? Locul scrumierii este când am ajuns la el acasă, undeva, n-am să uit că trăiesc, în drumul taberei care se construia, era un șantier imens, drumul taberei. Eu am sunat la etajul 6 sau 7, n-am să uit că trăiesc, la masă stăteau Petre Gheorghiu în față, Moțu Piti și Cătălin Naum, actualul regizor, martor și trăitor al întâmplării, și s-a uitat la mine și a spus: tu ce vrei? Zic că am venit să dau la teatru. Vreau să vă spun că arătam îngrozitor de provincial, cu o valiză de carton, cu un costum nenorocit, modest, arătam îngrozitor de provincial. Au bufnit în râs toți trei și au spus: bun, dacă vrei să dai la teatru, aruncă și tu țigările astea afară. Pentru că de jur împrejur era un șantier și o mizerie îngrozitoare, eu nu m-am făcut niciun scrupul. Am luat scrumiera foarte frumos și de la etajul 6, atât de emoționat eram, că am făcut zvârl cu ea și am înțepenit, pentru că mi-am dat seama că scrumiera aia imensă de cristal se duce undeva în șantier. În jur, cu totul. Am rezolvat problema extraordinar. Știu că am intrat în casă și eram livid. Din tocul ușa am spus: domnul Gheorghiu, v-am aruncat scrumiera. Ăștia s-au uitat la mine uimiți așa și ulterior mi-au povestit, zice: mă, făcusești, te transformasești și o moacă atât de specială că ne-ai convins să lucrăm cu tine, pentru că ei erau ajutoarele lui Petre Gheorghiu, pentru că ai fost extraordinar de curat și de pur în spaima ta. N-aș putea să spun că nu arătai bine. Și mă aleg și eu de cuvintele tale, că erai îndrăgostit de colegele surorii tale, și te întreb, dar ele de tine, de ce nu spui nimic? Că la o asemenea prezență și... Nu mă băgau în seamă, pentru că n-au simțit în mine viitoarea vedetă. Una dintre ele e drăguța, de ea trăiește și mi-a și spus, zice: nu te-am prea băgat în seamă, dacă știam că ai să ajungi Vladimir Găitan... Era altceva. Era cu totul și cu totul altceva. Și după aceea, când ai ajuns Vladimir Găitan... Era prea târziu, deja mă orientasem spre... E clar, nu vrei să-mi spui, vrei să-mi spui doar despre... Erau deja prea bătrâne pentru mine. Am înțeles, așa. Da. Vrei să-mi spui doar despre un lucru care și acela este adevărat, al unei familii echilibrate și frumoase și al unui Vladimir Găitan statornic... Foarte statornic. Vezi, despre noi actorii se spun tot felul de lucruri. Faptul că am o căsnicie de 37 de ani... Mulți înainte. A fost, cred că, șansa vieții mele, de fapt. Au fost două. Probabil una dintre ele este clar profesională și cealaltă de viață. Profesională, când spun, mă gândesc la întâlnirea cu Lucian Pintilie și probabil că o să povestim. Dar cea de viață și foarte importantă a fost întâlnirea cu soția mea într-o frumoasă zi de vară. Asta trebuie să-ți povestesc, pentru că este foarte nostim. Cu 6 luni în martie, 15 martie, am fost luat la armată. Era o armată obligatorie pe care noi, absolvenții de facultăți, eram obligați să o facem. Urma să ieșim ofițeri de rezervă și mama a venit să mă pregătească pentru această nouă aventură a mea. Trebuie să recunosc că eram destul de isteric, pentru că plecam într-un loc necunoscut. Făceam celebra valiză de placaj cu lacătul audios, în care mama deja îmi punea izmenele alea celebre, flaușate, chinezești. Era încă zăpadă afară.
Și plecam undeva unde nu știam eu unde și ce o să se întâmple cu mine. Și mama așa, împăturindu-mă, mi-a spus, Duțule, știi, am fost la tanti Mărioara și mi-a ghicit în cafea că tu anul ăsta te însori și nu te însori cu o româncă. La care eu, Iulian, am avut o izbucnire îngrozitor de isterică și enervat, așa, sigur, mamă, că mă duc să fac armata în Suedia, așa, le-am așteaptă, așa, nu vezi ce tâmpenim. Și în orice caz am reușit să o fac să plângă pe săraca mamă. Îi cer iertare și acum. Am luat-o în brațe și am pupat-o și mi-am cerut iertare. Dar trebuie să vă spun că a fost prima și ultima oară când această poveste s-a împlinit întru totul. Pe 26 decembrie eram însurat. Deci exact în acel an, așa în cum au spus. În același an, la 6 luni după ce am terminat armata, eram însurat și nu cu o româncă, nu cu o suedeză, cu o unguroaică. Deci... Prezicerile lui tanti Mărioara s-au împlinit. Mi-e dor, aș căuta-o pe tanti Mărioara să mai... Ca să vezi ce-ți mai spune. Ce mai îmi spune, așa este. Despre întâlnirea cu Lucian în Pintilie și filmul Reconstituirea, în care tu ai dat dovada de plină a calităților tale actoricești, ne povestești puțin? Tu ești generoasă. Meritul nu este al nostru. Eram niște aluate bulgărașe de lut foarte, foarte primitive, pe care Pintilie a știut să le modeleze cu geniul lui extraordinar. Este lucru clar că eram în anul 2 de facultate când noțiunea de actorie undeva mai durează să-ți pui actor. Și Lucian Pintilie cred că asta și vroia de fapt curățenia și puritatea noastră, pentru că trebuie să devoalez pe scenariul pe care l-am primit, în dreptul rolului meu era trecut Dan Nuțu ca interpret sigur, și în rolul lui Mihăiță erau trecuți doi, Papaian și Ogășanu. Iar într-o zi frumoasă de vară lucram un exercițiu cu profesoara mea dragă, Elena Negreanu, n-am să uit niciodată, și făceam Perghind. Un monolog foarte frumos, foarte special, și s-a auzit ușa de la clasă. Ne-am oprit, Pintilie și-a cerut scuze și a spus că vrea să participe puțin la ora, a fost șansa vieții mele, putea să intre în altă clasă. De asta spun întotdeauna că și în profesia asta nu e suficient talentul, sau trebuie să ai și șansă, și noroc.